9 tendințe majore de machiaj în 2014, machiajul purpuriu. Nuanțele de orhidee, liliac și lavandă invadează portofardurile, mai ales pentru fardurile de ochi, însă nuanțe de mor pot fi aplicate și pe buze și unghii. Recomand anasul fard de ochi accent, lavandă ușoară, buze portocaliu intens. De la neon la coral, nuanțele de portocaliu fac legea pe buze sezonul acesta. Recomand Lancome Lapsul Rouge SPF 12, numărul 66 portocaliu sacru, contur de ochi grafic. Sezonul acesta, conturul ochilor a devenit grafic, cu linii precise și forme unghiulare. Recomand Yves Saint Laurent Crayon contur de ochi Babydoll, negru, strălucire aurii. Strălucirea aurie superbă, de zi, reprezintă aspectul bronzat anul acesta. Recomand stila sans pudră bronzantă, ochi acvatici. Machiajul albastru poate fi cât de îndrăzneț dorești. Sezonul acesta există ceva pentru fiecare, de la un contur subtil la o abundență de parte de ochi. Recomand Sudevit Microquatic paletă pentru ochi, apă albastră, gene false sus și jos. Inspirația sunt ochii de căprioară ai anilor 60 cu gene bogate, infinite, sus și jos. Este super sexy, precum o Jane Birkin a zilelor noastre. Obține acest machiaj cu Christian Dior Dior Show Extase Instant Rimmel Volumizator, sprâncene masculine. Podiumurile confirmă faptul că sprâncenele arcuite nu se întorc. În locul lor, sprâncenele băiețești, îndrăznețe, fac legea sezonul acesta, din nou. Îngrijește-le cu Jane Airedale Pure Brow Gel Sprâncene, frumusețe nu dor. În mod ironic, tendința majoră de machiaj pentru primăvara-vara 2014 este machiajul puțin sau deloc. Acest look se referă doar la pielea foarte bine îngrijită. Obține-l și tu cu Bobbi Brown BB cremă cu spectru larg SPF 35, conturul alb. O altă tendință preferată din anii 90 s-a reîntors, conturul alb aplicat pe pleoapele superioare și inferioare. Obține și tu acest machiaj cu Calvin Klein Eye Definition Crayon de definire a ochilor, numărul 108 alb. Le poți găsi pe toate, pe Strawberry.net, compania cosmeticilor proaspete.